Data trecută am făcut o sumarizare a observațiilor din text înainte de a ne începe împreună călătoria prin gândirea Apostolului Pavel inspirată de Duhul Sfânt. Da, deci fiecare persoană din lume va da socuteală înaintea lui Dumnezeu pentru păcatul ei. Vinovăția fiecăruia și mânia sfântă a lui Dumnezeu nu pot fi rezolvate prin propriile noastre fapte. De aceea Dumnezeu a luat inițiativa de a ne oferi soluția. Da, să ne îndreptățească, să ne ofere darul achitării pe gratis. Cum a făcut-o? primițându l pe Hristos ca să ne răscumpere prin moartea sa și să demonstreze dreptatea lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, singurii oameni care vor beneficia de acest dar al achitării sunt doar cei ce cred în Isus. Deci, toți oamenii, oamenii sunt sub păcat. Haideți să urmărim acum pasajul. Ne întoarcem în Romani, în capitolul 3, dar de la versetul 9, ca să vedem care este contextul. Pavel concluzionează tot ceea ce ne-a spus până aici în Romani. Dar am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Toți oamenii sunt păcătoși. Suntem sub robia păcatului, sub dictatura lui, acesta este adevărul. Iar apoi, ca să demonstreze acest lucru, vine cu dovezi din Vechiul Testament. Psalm și Isaia, în versetele de la 10 la 18. Și așa ajungem la începutul textului nostru, versetul 19. Știm însă că tot ceea ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, adică evreilor, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Ok, primul adevăr pe care îl învățăm este simplu. Toată lumea va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Fiecare persoană din această lume și care urmărește acest episod este responsabilă și va da socoteală lui Dumnezeu, mai exact Dumnezeului cel atotputernic. Rădăcina sentimentelor de vinovăție din noi nu este ca în dezamăgit pe ceilalți oameni. Și că am ieșuat înaintea lui Dumnezeu. Toți vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu se va ocupa de tine în mod personal și va trebui să oferi o justificare pentru viața ta. Iar lucrul acesta ar trebui să ne înghețe chiar în acest moment. Dacă tu încă apelezi la acele metode pe care le-am amintit în episodul anterior. Metoda intelectuală, fizică sau religioasă. Și cred că în comparație cu metoda lui, lui Hristos, sau singura cale, acestea sunt atât de caragioase, nebune și zadarnice. Și chiar așa ni se vor părea în ziua judecății, dacă nu le considerăm așa încă de pe acum. Indiferent cât de virtoși părem astăzi, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu, față în față, unul la unul. Iar acest lucru ne-ar fi paralizat dacă nu am fi avut vești bune în acest text. Problema universală a vinovăției nu este o discuție despre cum să te simți tu mai bine. Și cum să te justifici înaintea lui Dumnezeu. Cum să te îndreptățești înaintea lui. Orice metodă seculară, lumească, psihologică de a rezolva vinovăția, eșuează pentru că nu ia în considerare faptul că avem de-a face cu Dumnezeu. Nu doar cu sentiment, dar nu doar cu oameni. Suntem vinovați în fața lui Dumnezeu. Și asta este o realitate fundamentală pe care trebuie să o rezolvăm. Legea lui am încălcat-o. Slava lui am furat-o și vom da socoteală pentru asta. Ne vom întâlni într-o zi cu el, fie vinovați și condamnați, fie achitați și destinați bucuriei veșnice. Nimeni nu este îndreptățit prin faptele legii. Dar versetul 20 ne oferă temelia acestui adevăr. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii. Deoarece adică prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Priviți la expresia. Socotit neprihănit, socotit drept, dar socotit achitat înaintea lui Dumnezeu. Deși tu ești vinovat pe drept, să fii declarat liber și nevinovat. Relația ta cu Dumnezeu să fie îndreptată și să nu mai existe condamnare, să nu mai existe vinovăție. Asta căutăm cu toții. Asta îmi doresc. Ideea versetului 20 este că la astfel de stare, da, achitarea nu poate fi obținută prin faptele legii. Este clar, nu e așa? Ce înseamnă asta? Dacă o persoană nu se încrede în mila suverană a lui Dumnezeu, care îndreptățește, ci se folosește de lege pentru a se arăta înaintea lui Dumnezeu că merită mântuirea prin fapte bune, legea nu va face nimic altceva decât să arate cât de păcătoasă este acea persoană, nu cât de meritorie este. Și astfel să-i condamne și mai mult înaintea lui Dumnezeu. Deci, ce ne spune Biblia până aici? Toți oamenii, adică și noi toți, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru viața noastră. Însă, oricât de virtuos, moral și nobil ești, faptele acestea nu sunt de folos, de ajutor ca să te scape de judecata lui Dumnezeu. Nu te poți îndreptăți sau achita ca să scapi de vinovăție. În al treilea rând, Dumnezeu este Cel ce a venit cu soluția de a ne oferi achitarea. Versetele 21 și 24. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci deci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus indiferent câte promisiuni ale înturării sunt în legea Vechiului Testament și sunt foarte multe. Și indiferent câte chemări la credință și ascultare sunt în legea Vechiului Testament și de asemenea sunt foarte multe. Totuși punctul forte al legii și momentele în care ea era citită avea de, de a face cu condamnarea. Adică descoperea păcatul și îl condamna. Și atât. De aceea când Dumnezeu a vrut să-și arate dreptatea și totuși să ne socotească pe noi drepți, deși nu suntem, ne-a îndepărtat atenția de la lege cu jerfele ei înspre ceva nou. Iisus Hristos pe care l-a trimis în lume ca să ne răscumpere. În epistola Apostolului Pavel către Romani, în capitolul 8, acesta scrie Ce nu putea face legea, Dumnezeu a făcut, trimițăm pe însuși Fiul Său. Ca să vedem în El clar că suntem achitați, dar să o drept prin har, pe gratis. Vreau să înțelegem clar aici că Dumnezeu nu ne-a lăsat de unii singuri ca să ne rezolvăm problema vinovăției. Asta este greșeala tuturor metodelor seculare care vor să-ți rezolve vinovăția. Dumnezeu nu ne-a lăsat de capul nostru. Ce a luat inițiativa? Când? Pe când eram încă în păcatele noastre a venit și ne-a oferit pe gratis, în dar, achitarea, justificarea, absolvirea de orice vinovăție. Și aceasta este gloria Evangheliei. Este cea mai bună veste din lume. Cel în fața căruia stă în condamnați din cauza simțeniei sale, a ieșit de la pupitrul judecătorului. A intrat în boxa acuzaților și a suferit el pe deapsa capitală, pe care noi meritam. Și ne-a oferit pe gratis eliberarea, încetarea urmăririi penale. Dar dacă o accepti astăzi prin credință, el rămâne judecătorul care va da cu ciocanul în dreptul tău și va zice nevinovat. Ce este bună pentru păcătoși? De asemenea, nu ratați în versetul 24, din nou, două cuvinte mici, dar imense ca importanță. Fără plată, prin har. Acest cuvânt har este printre cele mai dulci pe care le-am gustat cu inima și cu mintea. Vă citesc un text care dă o definiție frumoasă a harului. Dar este opusul faptelor Pentru că Apostolul Pavel scrie în Romani Capitolul 11 Tot așa și în vremea de față Este o rămășiță datorită unei alegeri Prin har Și dacă este prin har Atunci nu mai este prin fapte Altminteri Harul nu ar mai fi har Nu este minunat nu e clar Când Pavel ne spune că Absolvirea de vinovăție Oferită de Dumnezeu prin Hristos Este prin har El spune N-ai ce să faci ca tu să o meriți nu poți face nicio faptă, este un dar, fără plată, nu îl poți câștiga.